Grav accident de circulație în Cluj. 16 persoane au ajuns la spital după ce un microbus a izbit puternic de remorca unui tir. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au ajuns imediat mai multe ambulanțe, echipaje SMURT, pompieri, dar și polițiști. Toți răniții au fost transportați la spital. 4 dintre ei au suferit fracturi de membre. Apelul la 112 a fost făcut în această dimineață, puțin peste ora 7. Martorii au cerut ajutorul autorităților după ce un microbus care transporta muncitori a lovit remorca unui tir ce venea din sens opus. Era, se semnalizam dreapta și am dat aici. Am văzut că vine microbusul cu viteză și am văzut că nu vine. O pus el frână, dar era colegi pe jos. Avea viteză? Vă dați seama, se vede acolo mașina. Dacă avea, nu avea viteză, normal că putea să mă iei. Să stați liniștite că venim și vă vine. Accidentul s-a produs pe raza localității Răscruci, iar la fața locului au ajuns de urgență atât ambulanța pentru victime multiple, cât și echipaje ale pompierilor clujeni. 16 persoane au fost rănite în urma impactului, așa că autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca. Medicii de acolo spun că 4 dintre răniți au fracturi de membre, dar că se află în afara oricărui pericol. Ceilalți pasageri au fost ușor răniți în zona feței. Păi, lume multă și acolo plângeau. Erau ieșiți din microbus deja? Da, sigur. Traficul în zona a fost blocat preț de câteva ore. Acum, oamenii legii trebuie să afle cu exactitate cine se face vinovat de producerea accidentului.